O unitate de accidente vasculare acute și un centru regional de arși la Spitalul Județean. Sunt două din obiectivele propuse în planul de management al directorului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2016. Pe lângă reabilitări și modernizarea ale clădirilor în care funcționează spitalul și dotarea cu echipamente medicale, conducerea unității și-a propus ca anul acesta să inaugureze și centrul de transplant renal. În maximum o lună va fi dat în folosință și angiograful achiziționat cu fonduri europene printr-un proiect al Academiei de Științe Medicale. Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință planurile de dezvoltare pentru următorii trei ani pentru toate cele șase spitale din subordinea. La județean, conducerea vrea, pe lângă reabilitări și dotarea cu echipamente medicale, să dezvolte noi servicii medicale pentru care să acceseze noi programe de sănătate. Printre principalele obiective se numără înființarea unei unități de accidente vasculare acute. În primul rând, trebuie creată o unitate de accidente vasculare cerebrale acute. Este un ordin al Ministerului Sănătății din anul 2015. Acest lucru se va întâmpla anul acesta, iar această unitate va fi amplasată în cadrul secției de neurologie și în spațiul, în corbul B, care va fi reabilitat, într-un spațiu reabilitat. De asemenea, un obiectiv important pe care îl are Spitalul Județean este dezvoltarea centrului de transplant renal. Conducerea Spitalului Județean vrea să reînființeze secția de radioterapie. În prezent, 9500 de brașoveni sunt diagnosticați cu boli oncologice, iar o parte dintre aceștia ar avea nevoie de tratament radiologic. Cel mai probabil anul viitor va fi adus de la Ministerul Sănătății un accelerator liniar de particule. Un alt proiect important pentru Spitalul Județean este crearea unui centru regional de arși s-a vorbit foarte mult de crearea unui centru regional de arș finanțat de Ministerul Sănătății în programul de arsur 2016 la Târgu Mureș, dar Brașovul va face o cerere către Ministerul Sănătății și speră să fie inclus în programul de arsur 2016, iar ca argumente importante are faptul că Brașovul este un centru industrial producător de explozii și incendii industriale. De asemenea, Brașovul a avut astfel de accidente de-a lungul timpului și are o secție de uh, chirurgie plastică care funcționează în spital de peste 40 de ani, unde se face și cercetare. Tot la Spitalul Județean se află în fază de implementare un proiect european de medicină cardiovasculară de vârf, realizat de Academia de Știință Medicale. În următoarele săptămâni va fi inaugurată o sală de angiografie dotată cu aparatură de peste un milion de euro.